Bună seara, good evening, guten Abend, eu estit, te aven bachtale. Astra Film Festival prezintă povești ale unor comunități reale privite din perspective sensibile. Iată, de exemplu, fabuloasa comunitate a unor romi cortorari din Transilvania, studiată cu ochii preciși ai antropologului. Asta face, cred, Astra Film Fest esențial. Arată câte lumi paralele coexistă pe pământ și ne învață să încercăm cel puțin să construim poduri între ele. Tocmeala, îți dau noră, îți dau avere. La prima vedere, expoziția de față e despre evenimentele private ale romilor cortorari, planul de înscriere și nunți. În realitate, e despre viața lor politică. Ok, hai să vedem. Periplul nostru prin Astra Film Festival ediția 29 ne-a adus și la această expoziție inedită, o expoziție care adună mai multe obiecte, fotografii pe care antropologa Cătălina Tesăr le-a adunat pe parcursul an de zile în cadrul unei cercetări antropologice foarte ample pe care ea a realizat într-o comunitate de romi cortorari din sudul Transilvaniei. O să aflăm mai multe despre această expoziție, dar și despre filmul pe care Cătălina Tesăr l-a coregizat cu Dana Bunescu, Pocalo, despre fii și fiice, un film care a fost prezentat în premieră aici la Astra Film Festival. Chiar de la Cătălina Tesăr o să mergem să o căutăm prin festival și să o rugăm să ne ofere mai multe detalii. Cătălina Tesăr, autorul filmului, a venit la Sibiu, la acest festival, acum 20 de ani, împreună cu ceilalți colegi, studenți de la antropologie, cu profesorul lor, regretatul Vintilă Mihailescu, prietenul și susținătorul festivalului. Wow, a fost o surpriză, nu mă așteptam să fie sala plină și nu mă așteptam ca oamenii să rămână la Q&A-ul de după film. Am simțit cum oamenii trăiesc alături de personaje, cumva. Și eu și Cătălina suntem niște persoane temperamentale care ne-am completat foarte bine. Eu eram cu cadrul general, adică chestia aia care face toate acele jaloane să fie vii, să fie inteligibile. Denis a spus că s-ar putea să iasă un film. Am luat-o un râs? Nu. Ca glumă am luat-o. Face parte din viața noastră, că sunt trăirile noastre, problemele noastre, familie și... Da. Pocalul despre fii și fiice expune pentru prima dată în cinema universul fascinant al romilor cortorari. Vom afla mai multe despre producția complexă a acestui film documentar de la cea care a lucrat ani de zile în comunitate alături de membrii ai comunității de cortorari din sudul Transilvaniei, antropolog și coregizor al filmului. Bun găsit și mulțumim că ați acceptat invitația noastră pentru această discuție. Vă mulțumesc mult că m-ați invitat în emisiunea dumneavoastră. Este un film care ridică poate și anumite problematici, dar în același timp încearcă să redea cât mai fidel ce se întâmplă în această comunitate din sudul Transilvaniei. Sunt multe idei preconcepute despre această comunitate. Aș vrea să povestim puțin despre cum a pornit ideea filmului și interesul dumneavoastră pentru această comunitate în mod deosebit. Primul meu contact cu comunitatea s-a întâmplat de mult, la începutul anilor 2000, când
un amic pe care l-am cunoscut aici la Astra Film Festival m-a dus într-un sat de undeva dintre la Brateu, între Media și Sighișoara, să văd romi, așa zis, tradiționali. Și o femeie de acolo din sat a venit, mi-a pus plodul în brațe și a zis, nu vrei să vii să-l botezi? Vizita asta se întâmpla vara și mi-a zis că să merg de Crăciun să botez copilul. Pentru mine a fost o provocare, m-am întors, nu a fost niciun botez atunci de Crăciun. Am hotărât să ne întoarcem, că am mers cu o prietenă, să ne întoarcem în ianuarie să botezăm copilul și asta s-a întâmplat. Eram student atunci la litere pe vremea aia. Și după ce am botezat copilul, am început să merg în vizită la familia, la fiini, ca să zic așa. Și mă invitau de fiecare dată, de Paște, de Crăciun. Cortorarii erau atunci într-un plin proces de sedentarizare, zice, adică nu de foarte mult timp făcuseră trecerea de la cort la casă, adică fotografia pe care o avem în spate, care nu știu dacă se vede în cadru, așa e din satul respectiv, dar pe vremea când am ajuns eu acolo nu existau casele astea făloase, cortorarii trăiau în case pe care le cumpăraseră de la români și atunci începeau să le dărâme, să-și construiască casele astea mari. Atunci am cunoscut și am început să-i frecventez. Până după care am zis că aș vrea să fac o cercetare, adică am făcut o cercetare pentru lucrarea de licență. M-am întors și cu lucrarea de licență acolo în sat, m-am dus la o familie pe care ai cărei membri erau citați în lucrare și era iarnă, făceau focul și au început să rupă pagini din lucrare să le pună pe foc. Asta a fost o altă provocare, am zis, băi, eu nu am înțeles nimic despre oamenii ăștia dacă le-am adus lucrarea ca să fie arsă. Păi am făcut și am făcut un master de antropologie sub coordonarea profesorului Vintilă Mihăilescu. Am continuat cercetările acolo și mai târziu am făcut un doctorat la Londra în antropologie și pentru care am stat 2 ani de zile cu cortorarii. A fost și perioada în care ați început să filmați în comunitate? Nu. Nu, am filmat mult mai târziu. Terenul pentru doctorat l-am făcut între 2018-2010. Atunci am învățat limba cortorarilor și am făcut ceea ce în antropologie se numește observație participativă. Adică am trăit de-a dreptul, m-am mutat acolo în sat și am trăit cu ei, am fost cu ei la cerșit. Am participat la toate evenimentele lor, la viața de zi cu zi, la evenimentele astea ritualice. După ce am făcut terenul, m-am întors la Londra și am scris teza de doctorat. Am revenit în țară în 2013, iar filmarea cea mai veche din film e din 2015. Deci a fost așa un proces foarte lung de pregătire a filmului. Ca să zic, deși adică n-am știut niciodată, adică în momentul în care am făcut terenul n-am știut că o să fac un film. Asta am vrut să și întreb acum, pentru că ați pornit inițial ca și cu o cercetare antropologică, cu interesul pe acest aspect. Sigur, sunt lucruri diferite și ca să ajungeți să aplicați cumva cercetările și să faceți și un film onest, bănuiesc că sunt anumite aspecte care trebuie luate în considerare. Care a fost poate cea mai mare provocare sau cum ați ajuns să faceți și filmul efectiv? Cumva cu ideea de film am cochetat dintotdeauna, adică sunt mare fan film documentar și în timpul doctoratului am făcut un curs la Londra de filmmaking, de, mă rog, o introducere așa în ce înseamnă să faci film. Mi-am cumpărat o cameră scumpă, de-aia profesionistă așa, care cântărea câteva kilograme și am luat-o pe mine, cu mine spre finalul terenului, da? În același timp, adică în timpul cursului, am învățat că cercetarea de antropologică e complet diferită de film. Adică, și de fapt ăsta a fost challenge-ul mare la film, să găsesc niște personaje. Comunitatea cortorarilor este una în care persoanele nu trăiesc niciodată, nu găsești indivizi singuri sau
caractere chiar foarte comunitate, comunitate în sensul tot timpul, sunt mai tot timpul compact împreună. Exact. Și cred că provocarea cea mare, adică diferența dintre trecerea de la cercetarea antropologică la film a fost de fapt trecerea de la studiul comunității la înțelegerea indivizilor și a psihologiei indivizilor și decuparea din comunitate a unor personaje. Și cumva una din familiile în care am filmat, că filmul cumva prezintă două familii extinse și una din ele îmi devenise foarte apropiată pe perioada terenului. Am fost, pentru cei care au văzut filmul, e vorba de familia lui Costică. Îi însoțisem deja la Cerșit în Italia și eram legasem o relație de prietenie așa profundă, aș putea zice, cu Băra, care este cea care, personajul din film care ne spune povestea care se întâmplă, încearcă cumva să ne ghideze prin film și e, după părerea mea, și reprezentanta vocii femeii din comunitate. Ea ne spune ce trăiește femeia din comunitatea respectivă. Și în perioada în care eu am făcut teren, Băra era nemăritată, avea 18 ani, o vârstă destul de înaintată pentru fetele din comunitate care sunt măritate mult mai devreme. Și pentru că avea deja două surori mai mari măritate, tatăl ei nu mai a avut să se bani de zestre și Băra a trăia cumva între lumi. Îmi spunea pe de-o parte că ar vrea să vină cu mine la București să devină actriță, iar pe de altă parte era cătrănită și supărată și suferea că nu a intrat în rândul lumii. Îmi spunea că, Cătălina, fetele de vârsta mea sunt deja măritate, eu muncesc pentru familia altora, asta însemnând familia surorilor ei, că avea grijă de copiii lor și îmi doresc să am familia mea, dar era cumva, trăia in between, între două lumi, adică pe de-o parte vorbea despre ieșitul din comunitate și ruperea de tradiții și pe de altă parte despre regretul de a nu fi intrat în rândul lumii. Și cred că ce ne-a apropiat era că eram cumva amândouă fete bătrâne, nemăritate. Adică eu aveam 30, nu aveam familie, aproape 30, nu aveam familie. Ea 18 ani, fără familie. Și când m-am întors să fac filmul, mi-am dorit foarte tare să o fac pe Băra actriță. Adică cumva în perioada în care eu m-am dus să scriu teza, Băra se măritase. Și știam că a avut acest vis de a deveni actriță și se mărita, se avea o fată și trăia drama pe care o expun în film prin vocea ei și prin ceea ce vedem că îi se întâmplă cumnate ei, aceea de a încerca să aducă pe lume un băiat. Băra a fost, de altfel, din câte am înțeles, protagonista pe care inițial ați fi dorit să o urmăriți și ați ajuns la Nina și la Feli după aceea, ulterior. Exact. Ce anume v-a determinat să schimbați, să faceți această schimbare? Au durat puțin pregătirile pentru începerea filmului. Am vrut să fie o coregie încă de la început și am căutat un regizor bărbat, că eu m-am gândit care va filma cu, în capul meu credeam că el va filma cu bărbații și eu cu femeile și am început, mă rog, această colaborare cu Cătălin Mușat, care nu a mers. Am făcut o aplicație pentru un grant la o fundație de antropologie, Wenner-Gren, în state, care mi-a finanțat producția de film și până s-au aliniat astrele, Băra avea deja un băiat și toată drama se mutase în familia cumnatei ei și a fratelui Bărei. Și așa am hotărât să începem, adică să filmăm familia Ninei și a lui Peli. În film se vorbește foarte mult despre aceste alianțe matrimoniale, dar așa, în funcție de neam, de avere, vorbim practic despre o lume care este foarte aproape de noi și în același timp noi, poate ceilalți, o cunoaștem destul de puțin. Ați stat, cum am spus, foarte mulți ani acolo. Ați surprins anumite schimbări care au avut poate loc de-a lungul anilor, adică cât de mult se lasă influența sau nu de restul lumii, ca să zic așa. Deși ni se pare o comunitate și este o comunitate ermetică și închisă, cortorarii sunt de fapt foarte deschiși la schimbări. Și acum aș vrea să ilustrez
printr-o chestiune care e cumva o problematică centrală în film, anume aceea avortului influențat de sexul copilului, atâta timp cât cortorarii nu aveau acces la, la ecograful care să spună sexul copilului începând din luna a treia, a patra, nu făceau întreruperi de sarcină. De-aia am și zis că Băra are încă două surori. Acum, deci cortorarii sunt foarte deschiși la lumea din jurul lor, la ce se întâmplă, la modernitate, la noile tehnologii medicale, dar cumva le incorporează în cultura lor și le dau un sens în funcție de logica socială și culturală a comunității. Eu la începutul anilor 2000 am văzut mărci germane prima dată la cortorari. Adică ei sunt foarte deschiși la ce se întâmplă în jurul lor, dar asta nu înseamnă că se schimbă în funcție de ce se întâmplă. Adică ei se schimbă, nu sunt o comunitate încremenită în timp, dar se schimbă incorporând, investind cu semnificații proprii elemente ale modernității, ale lumii înconjurătoare. În tradiția și în cultura lor. Pocalul este un element central în acest film, după cum și numele spune. Ce rol are de fapt acest pocal în tradiția cortorarilor? Pocalul e cumva strict legat de alianțele matrimoniale. Deci pocalul se moștenește din tată în fiu, exclusiv pe linia masculină, și este ca o emblemă, ca un blazon familiar, așa cum aristocrația europeană avea blazoane nobiliare, sau în toate casele regale întâlnim aceste blazoane nobiliare care se transmit din generație în generație. Asta se întâmplă și cu pocalul cortorarilor. E interesant că pocalul ăsta a fost apropiat sau a fost preluat de cortorari de la familiile nobililor sași lângă care au trăit. La Saș era tot așa o emblemă, era un obiect de prestigiu și practica, așa cum explicăm în expoziția în care filmăm în momentul ăsta, practica începe să dispară în secolul XVIII, cortorarii preiau pocalul și îl adaptează cumva nevoilor lor și necesităților culturale. În această comunitate, alianțele, eu le zic alianțe matrimoniale pentru că suntem obișnuiți să zicem căsătorii la un contract care se încheie între două persoane. Și aici folosesc termenul de tocmeală când se încuscresc, așa se numește de altfel și expoziția în mijlocul căreia ne aflăm chiar acum, o expoziție care inedită, care vine cumva în sprijinul înțelegerii mai profunde a culturii cortorarilor. Venind la explicația, la legătura dintre pocal și tocmel și alianțele astea matrimoniale, cumva în funcție de valoarea pocalului se stabilește valoarea zestrei pe care părinții fetei o dau și cumva rolul cel mai important al pocalului este de a stabiliza alianțele matrimoniale. Cumva aceste alianțe sunt întotdeauna foarte fragile. Legăturile maritale sunt întotdeauna foarte fragile. Copiii au
câteva tocmeli aranjate, adică aceste tocmeli se rup, se fac și se desfac de câteva ori până când copiii ajung să coabiteze, până când tinerii tocmiți ajung să coabiteze și nici coabitarea nu poate să garanteze trăinicia unei tocmeli, unei alianțe matrimoniale. Și în condițiile în care avem această fragilitate a legăturilor de căsătorie, paharul vine să cumva să contracareze fragilitatea. E obiectul de care ține tocmelile astea, le face să dureze. Mă rog, e povestea în jurul căreia se învârte filmul. Familia miresei cere ca garanție, adică de la familia mirelui, zălog zic ei, pocalul ca o garanție că familia mirelui nu va da drumul, nu va nurori, adică că va ține, că va avea grijă de ea în continuare. Exact, că nu, de fapt e asta. Nu o va trimite înapoi acasă după ce. E o comunitate care pune mare preț pe virginitate și se poate întâmpla ca odată dezvirginată fata să fie trimisă înapoi la părinți, la familia biologică. Și paharul lăsat zălog garantează tocmai că căsătoria asta va dura. Deci, cumva, în lumea asta în care toate tocmelile sunt fragile, riscă să se rupă, paharul este un element de stabilitate. Ce rol are în toată această poveste această dorință a lor de a avea un băiat? N-am spus... Ca să înțelegem importanța tocmelilor și a căsătoriilor, a acestor alianțe matrimoniale, că cortorarii sunt o comunitate de oameni căsătoriți. Ei nu au cuvântul cortorari în limba lor, asta e o denumire dată de români. Ei zic ameul roman, noi romii, care înseamnă femei rome și bărbați romi care sunt căsătoriți și au copii. Acum, băiatul este important pentru că el moștenește pocalul familiei și duce mai departe numele, emblema și numele neamului. Practic reprezintă liantul către viitor, adică transmite, e liantul prin care se transmite către generațiile viitoare pocalul. Băiatul rămâne pe curte, cum zic cortorarii, cu părinții lui. Fetele se mărită, când sunt odată tocmite, pleacă din casa părinților și își fac altă familie, pe când băiatul rămâne pe curte și îngroapă părinții. Cumva, dacă nu ai băiat, nu are cine să te îngroape. Și era foarte important și pentru acest cuplu pe care îl vedem în film să aibă un băiat, deși aveau deja o fată de 5 anișori, ei își doreau cu disperare un băiat. Da, băiatul este ceea ce cumva, adică el și pocalul garantează trăinicia căsătoriei. Până nu apare băiatul, niciodată nu vom ști dacă căsătoria va dura sau nu. Spuneam de această expoziție inedită care vine cumva în sprijinul înțelegerii mai bune a ce înseamnă această comunitate. Ce anume ați pregătit și se poate vedea aici? Expoziția este organizată de către Muzeul Țăranului Român împreună cu colegii mei curatori, Lila Pasima și Cosmin Manolache, curator la Muzeul Țăranului Român, și a fost prima dată vernisată acum 2 ani la muzeu, într-o formă mult mai amplă și având o scenografie diferită. Și ne-am gândit, de fapt, organizatorii Astra ne-au invitat cu tot cu expoziția aici. Expoziția are și un tur virtual pe găzduit de Muzeul Țăranului Român. Și deci e o muncă de colaborare între mine, colegii curatori, Dana Bunescu, care este coregizoarea filmului și care s-a ocupat de filmările din expoziție. Expoziția este una multimedia cu fotografii realizate de un fotograf elvețian, Eric Rosé, care și el merge la cortorari încă de la începutul anilor 2000, pe care eu l-am cunoscut în Brateiul la cortorari.
expoziția cumva, adică cred că e complementară filmului. Oferă detalii despre comunitate pe care poate nu le surprindem în film. Eu îi încurajez pe cei care văd filmul să vadă și expoziția. Mi se pare că vin foarte bine la pachet. O să mergeți cu expoziția și în alte locații și cu filmul, bineînțeles. Ce planuri aveți pentru viitor cu filmul, cu expoziția, cu acest proiect în general? Deocamdată filmul îl trimitem la festivaluri. El a avut premiera mondială la Sarajevo. Am fost în competiția de documentar de la Sarajevo vara asta. Știm sigur că luna viitoare, de exemplu, o să mergem la un festival mai mic în Olanda, mai Eastern Neighbor. Nu e un film care să fie selectat de festivalurile mari de film documentar, gen IDFA sau Leipzig. Sunt multe imagini care au fost folosite în film, pe care le-ați filmat și dumneavoastră. Da, da, da. Sunt foarte multe filmate de mine. Cătălin Mușat a mai filmat, dar oricum cu o cameră de-asta semi-profesionistă, adică nu am reușit. Am vândut până la urmă camera mea profesionistă, aia grea pe care, cu care am visat eu să fac filmul, și am cumpărat o cameră semi-profesionistă de-asta pe care puteai... cu care puteai să te plimbi repede între... Totul era foarte dinamic, așa cum se vede și în filme. E foarte greu să și urmărești, exact, pentru un super bun profesionist să urmărească acel dinamism care se vede în film. Exact. Nu știu, expoziția ne-am dorit să o aducem la Cluj, poate dacă o să găsim o locație. Ideea e că de fiecare dată, așa cum spuneam, asta e doar o parte din expoziția pe care am avut-o la Muzeul Țăranului. Ea trebuie adaptată în funcție de spațiile pe care le avem disponibile. Da, da, ar fi drăguț să o itinerăm odată cu filmul. N-am avut ideea asta la Sarajevo, de-abia organizatorii Astra au avut ideea de a aduce și expoziția aici la pachet cu filmul. Se vede foarte frumos și bine partea aceasta intimă pe care, relația foarte apropiată pe care ați avut-o cu protagoniștii din film. Acum, după ce filmul a fost realizat, merge mai departe să fie arătat lumii, ce v-ați dori cumva prin acest film să transmiteți publicului sau ce ați vrea ca să înțeleagă mai bine publicul despre această comunitate de rom cortorari? Când am făcut filmul ăsta, nu cred că mi-am propus să... E foarte greu să dărâm stereotipuri sau prejudecăți, sau... adică nu am avut așa ambiții de-astea. Cred că mi-am dorit să transmit prin film empatia pe care o am eu pentru cortorari. Adică pe mine m-au adoptat cortorarii, sunt parte din familia lui Costică, și căldura pe care am simțit-o eu în familia aia și felul în care am fost tratată, nu știu, sper cumva să ajungă la oameni care la rândul lor să se uite la cortorari cu curiozitate și empatie și fără prejudecăți, așa cum nici eu nu am plecat în procesul ăsta cu prejudecăți, sau am avut pur și simplu deschidere și curiozitate și am ajuns să iubesc pe cortorari. Și ce sper eu să se întâmple cu filmul ăsta e să, adică cumva publicul, spectatorul care îl vede, să ajungă să empatizeze cu cortorarii așa cum am empatizat și eu, sau măcar cu protagoniștii filmului. Mulțumesc foarte mult, felicitări încă o dată pentru film și pentru toată munca de fapt pe care ați depus-o pentru a prezenta această comunitate, pentru a o cunoaște până la urmă și noi mai bine. Mulțumesc mult și încă o dată felicitări. Și eu vă mulțumesc. Mult succes în continuare. Mulțumesc, mulțumesc. Și acum cel mai așteptat de fapt moment din cadrul acestei secțiuni, secțiunea România. Pentru virtuozitate stilistică, amploarea cercetării și profunzimea efortului antropologic, pentru realizarea unei punți de înțelegere între culturi, deschizând spre o lume care adeseori rămâne ferecată în spatele locurilor comune, pentru capacitatea de a crea o poveste dramatică și emoționantă despre familie și condiția femeii, pentru explorarea valorilor unei culturi prinse între modernitate și tradiție, Pocalul despre fii și fiice, Cătălina Tesar și Dana Bunescu. Mi-e greu să cred,
Lasă-l aici la live-ul nostru, mă. Salută lumea, tărică. Hai, 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 țucu-ți baticul. Ihai. Da, aici. Hai, lasă-te, nu ca tu jos acolo. Hai, bă, gogule, tu sus în picioare. Și tu acolo jos. Hai, culița aici, că tu ești mai înalt.